Revenim cu un update la frumosul ăsta, la samoiedul Athos. Era groază la început pentru că, în general, rasa samoied este o rasă încăpățânată și gălăgioasă. Într-adevăr, e destul de gălăgios Athos, nu exagerează, dar încăpățânat nu e și îmi face plăcere, efectiv, să lucrez cu belitul ăsta, care își dorește și el să lucreze. Athos, pas! Culcat. Șezi. Athos. Șezi. Bravo. Aici. Da. Treci. Bravo. Pas. Așteaptă. Bravo, Athos. Bravo. Aici. Treci. Treci. Belitule. Pas. Culcat. Bravo, golanule. Bravo, golanule. Bravo. Athos e un exemplu clar pentru cei care au ochiul format de câine care dorește să lucreze. Mă.